Salut băieții și bine v-am găsit la startul unei noi serii pe canalul nostru, unei serii foarte, foarte speciale, pentru că tocmai ce a apărut update-ul la FIFA World Cup 2018 Rusia și astăzi vom începe o serie de Cupa Mondială, după cum ați votat și voi în acel info video, vom începe o serie de Cupa Mondială cu România. Am ales bine România pentru că voi ați votat România și o voi pune probabil în locul Danemarcii. După cum puteți vedea aici, avem grupele reale de la Cupa Mondială cu toate cele 32 de echipe și vreau să o pun în locul Danemarcii pentru că după cum probabil că știți și voi, practic Danemarca este echipa care s-a calificat în fața României la Cupa Mondială. Adică dacă România ar fi prins acel loc 2 pentru baraj și ulterior s-ar fi calificat, probabil că ar fi venit în locul Danemarcii pentru că Polonia era totuși destul de departe. Și haideți să nu mai stăm la discuții, să înlocuim Danemarca cu România și să-i dăm drum la treabă. Asta la România o vedem aici cu echipamentele și cu sistema din viața reală. Au făcut update-i de la eSports și acum avem și noi totul la zi. Vedeți, ei 7 apariții, cea mai bună clasare 94, sferturi de finală. Și iată și echipa cu care plecăm la drum. L-avem pe Cheșeru, pe Budescu, pe care știu că mulți dintre voi vi-l doreați la națională. L-avem pe Bancu, interesant alegerea lui Bancu aici. Kipciu, Marin Stanciu, Moți, Benzar, Toșca. Și cam așa se prezintă lucrurile. Avem și pe Mitriță, pe care cred că o să joc direct titular în locul lui Bancu, pentru că pare mai bun decât el. De asemenea avem pe Țucudean, care probabil va fi rezerva lui Claudiu, Cheșeru, Niță este și el aici, Gicu Grozav, probabil să pun pe Săpunaru ca și rezervă în locul lui Paul Anton, de care nu vreau să mă folosesc sincer. Mă bucur că nu l-avem pe Radu Ștefan, adică este cam viața reală când Radu Ștefan nu vine la națională și asta este destul de tare. O să-l băgăm și pe Rotariu probabil, dar nu știu exact în locul cui. Poate totuși nu, hai să-l băgăm în locul lui Denis Mann pentru început. Pe Denis Mann promit că o să joc și pe meciul următor, însă vreau să debutez în acest turneu cu Rotariu. Avem și cei trei portari, Silviu Lung, Niță și cu Tătărușanu lipsește Costel Pantilimon. Ca fundaș central o să mizez pe Săpunaru și pe Grigore și cam așa se prezintă echipa noastră pentru Cupa Mondială. Primul meci este în fața celor de la Peru. După cum puteți vedea, vom juca pe Kazan, pe Kazan Arena, dacă nu mă șel. Haideți să mergem și noi aici pe Alternate. Vom juca noi în roșu, puteți vedea echipamentele oficiale naționale. Jucăm noi în roșu, îi lăsăm pe ei în alb. Și de asemenea, cam așa arată și meniul de dinainte de meci. Iată cam la fel, numai că sunt alte culori. Moldovia Arena, arena pe care jucăm și hai să-i dăm drumul la treabă. Voi lăsa probabil primul meci, o să las cu totul pentru că vreau să vedeți și voi cam cum arată aici în joc, cam cum este grafica. Vedeți sistema națională României, ora 7 la Saransk, Peru în fața României. A fi fost genial ca România să califice și la acest mondial, însă dacă nu avem, mă bucur că măcar aici în FIFA jocul ne lasă să-i băgăm pe ei noștri. Vedem și clasamentul din grupă. Iată prezentarea echipelor, arată fraților exact ca în La Liga. Dacă vedeți și voi, exact ca la Liga arată prezentarea. Nu știu dacă va fi așa și la Cupa Mondială, chiar nu știu cum va arăta grafica la Cupa Mondială. Însă vedem echipa lor aici, un 4-2-3-1 ales de antrenorul lor cu Jefferson Farfan în atac. Iată și acum și echipa noastră, cred că tot un 4-2-3-1 am venit și noi, dacă nu mă înșel. Da, cu Tătărușanu în poartă, mamă, și cât de bine arată fraților aceste echipamente. Apoi cei patru fundași, Cosmin Contra pare că este antrenorul. Nu m-a lăsat pe mine să-mi pun numele pentru că evident nu se lua o carieră și atunci nu pot alege eu numele. În atac Cheșeru și fără alte comentarii să-i dăm drumul la treabă. Florin Andone nu este convocat din câte am văzut. Sunt doar Cheșeru și cu ăsta la altul, cu Țucudean, așa că va fi interesant. A început partida, prima dată că este a lor, recuperare bună a lui Mitriță. Pasă către Cheșeru, Cheșeru către Toșca și a plecat Alin Toșca la primul atac. Iată-l pe jucătorul lui Benevento, Budescu, se întoarce bine Budescu, pasă la Marin, șutul lui Marin, gol! Ce start de meci! Răzvan Marin la prima fază deschide scorul fața naționale din Peru, 1-0, iată, pe arena Moldovia din Saransk, încă din minutul 5. Spectacol total al naționalei României. Foarte bine trece Budescu aici.
pasă la mare, în acesta prea balonul și trimite perfect în vinclu, fără speranțe pentru portarul lor. Nicolae Stanciu așteptă multe de la Stanciu, probabil conducătorul jocului României, cheșierul către Budescu și a plecat Kipciu, gol! Marchează și Kipciu, suntem pe legendarii, fraților, însă este deja 2-0. N-am mai jucat FIFA single player de vreo 4 săptămâni sau cam așa. De vreo 3-4 săptămâni am mai jucat FIFA single player și cu toate astea văd că mă descurc perfect. Este deja 2-0, Alex Kipciu cu golul. Acolo, Cueva. Pleacă bine Cueva, Marine se lăsa destul de spate. Cueva are pace bun, se întoarce bine Cueva aici. Pasă interceptată de Toșca, însă doar până la un punct, mingea ajunge la Farfan și Farfan face 2-1. Peru revine în joc, Jefferson Farfan. A fost greșeala lui Toșca aici, trebuia să țină de minge, mă, normal. Iată, aici nu înțeleg de ce Stanciu nu atacă balonul și Farfan din câțiva metri cu tătărușeală n-avea cum să rateze. Bă, ce meci avem, 3 goluri, deocamdată portarii au fost foarte slabi. Trece, mi-a dat pe Mitriță, trece mine. Pasă la Marin. Marin, oulu, ce șut frumos pentru Răzvan Marin, foarte aproape de gol. Ce șut frumos, cred că Galicia a împins aici. Bă, parcă știu pe Galicia ăsta, parcă l-a avut Quick la o carieră prin FIFA 14 sau 13, cred că el e. Mă rog, Tapa către Cueva și Peru pleacă din nou la atac, iată-l pe Cueva aici. Pasă bună la Farfan, Peru frega alea înainte de pauză și asta nu e bine. Cario! Tătărușanu, este bine, mă gândeam că poate greșește acolo. Însă chiar a ieșit foarte bine Tătărușanu și putem da drumul la contraatac pentru că Mitriță are pace, se demarcă, însă pasa lui Toșca este foarte slabă. Dar Toșca nu mi-a plăcut astăzi, a jucat destul de slab. Sper totuși să-și revină la un moment dat, pentru că chiar avem nevoie de un jucător bun. Cueva, 2-2! Oh, ce star de cupă mondială! Cueva face 2-2, iată-l aici, lasa foarte bine. Din nou apărarea noastră prinsă pe picior greșit și ești și România. Peru este 2-2, am avut 2-0 minutul 18, la post va fi 2-2 pentru Mitriță și l-a văzut bine pe Toșca, poate fi centrare, așteaptă Kipciu care încearcă o foarfecă și scoate penaltiul Kipciu, Varga să-l faultează, nu știu cum, dar faultează pe Kipciu. Hai să vedem eluarea și se dă 11 metri pentru naționala noastră. Hai să ne vedem fază pentru că chiar este interesant. Nu știu, eu n-aș fi dat penalte, e sincer, însă arbitrul dă și Constantin Budescu poate să ne aducă din nou în față. Budescu, gol! România! Constantin Budescu marchează și suntem din nou în față din minutul 54. Penalti bătut foarte bine de Budi. Nici o șansă pentru portarul lor, însă aștept să scrieți în comentarii dacă voi credeți că acest penalti a fost corect acordat. Mie mi se pare că este un ajutor mare de la arbitru, însă, sincer să vă zic, chiar nu-mi pasă. Sunt fericit că marcăm și că suntem din nou în față. 3-2 și ne putem trece din nou pe balance, pentru că fața națională din Peru nu e bine să fii prea ofensiv, pentru că au un atac bun și te poți surprinde. Farfan. Jefferson Farfan aici. Trece bine Farfan. Farfan, va fi faul și va fi lovitură liberă de la 16 metri pentru peruani. Mi-e frică să vă zic sincer, Vargas va bate. Hai să vedem pe Vargas, peste poartă, a scăpat. O să rămâne revăzut, iată o pasă bună și este 3-3. Este 3-3, exact ce vă spuneam. Nu știi cum decurge jocul și Peru marchează din nou. Cred că Jefferson Farfan este de această dată, dar Jefferson Farfan marchează 3-3 la Saransk. Mamă, bă, ce meci. Iată, aici trece ușor, prea ușor de fundașul nostru. Și este 3-3, dublă pentru el și îl voi băga pe Țucudean, pentru că cheșerul m-a dezamăgit. Îl bag și pe Rotariu în locul lui Kipciu pentru ultimele 25 de minute. M-au dezamăgit sincer și Kipciu și cheșerul. Frumos. A, din nou sunt depozitat ușor și peruanii pot avea ocazie. Pasă către Farfan aici, Farfan trece. Pasă în spate, bară Peru, incredibil, ce ratare pentru ei. Însă mingea rămâne la ei, Toiun în spate și nu se dă nimic aici. M-aș aștepta un penalti, însă avem noroc, arbitru nu dă nimic și mingea rămâne la noi. Peru forțează și ei, se pun și ei pe atac, intră Hurtado, iese Cario
Și să vedem ce va fi. Țucudean. Țucudean către Benzar. Și a scăpat, a scăpat Rotariu. Va avea pace Rotariu cât să facă tot terenul. Iată-l pe Dorin Rotariu. Rotariu, Mitriță, gol! Mitriță, 4-3. Minutul 78. Mutare inspirată, intră Rotariu, dă pasă de gol și Alex Mitriță marchează. Un meci fantastic, un meci nebun în startul Cupei Mondiale. Aproape să rateze Mitriță, iată-l, aproape să dea în bară din câte se pare. Însă e important că mingea intră în poartă și tabela indică 4-3 pentru Naționala României. Hai că a scăpat, a scăpat bine Roti și putem închide meciul. Dorin Rotariu către fostul său coleg Țucudean. Țucudean, pas la Mitriță, Mitriță, gol, România, și câștigăm primul meci la Cupa Mondială după o partidă absolut fabuloasă în fața celor de la Peru. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest meci, prieteni, pentru că după părerea mea a fost unul fantastic, un meci nebun. Am avut 2-0, Peru a revenit, am avut 3-2, Peru iar a revenit, însă după aceea dubla lui Mitriță ne aduce practic prima victorie la Cupa Mondială. România, Peru 5-3. Da, este final de meci. Câștigăm, prieteni, primul meci la Cupa Mondială cu Naționala României. Un veritabil thriller, 5-3 scor final. Ne impunem încet din urmă. Vedeți și statisticile, 7 șuturi de fiecare parte, însă noi am fost mai buni la finalizare și astfel câștigăm prima partidă. Iată și alte șuturi din grupă. Franța și Australia încă n-au jucat. Ba da, iată, Franța bate cu 2-0 pe Australia. Și astfel, în aceste momente, suntem pe primul loc în grupă, la gol avereaj mai bun. Vedeți și clasamentul golgheterilor. Soares, Ozil și Lewandowski au reușit câte un hat-trick în prima etapă. Mitița a reușit și el o dublă și se află acolo. Vă voi arăta și clasamentul în celelalte grupe, poate că vă interesează și asta. Grupa A, Uruguay și Rusia au deja câte 2 meciuri jucate și 6 puncte. În grupa B, Spania și Portugalia pare că o să meargă mai departe și în celelalte grupe nu s-a jucat decât un meci. Fraților, cam am venit acest prim episod din drumul nostru cu România la Cupa Mondială. Eu sper că v-a plăcut, dacă da, nu trebuie să lăsați un like. Data viitoare partida cu Australia pe Samara Arena. Eu am fost Digi Football, vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem data viitoare. V-am salutat, la revedere!